Ride till I can't no more. I got the horses in the back. Horse stock is attached. Salutare jupăinilor, eu sunt Cocomin și bine v-am regăsit la un nou video de pe acest canal. Astăzi ne vom juca Farming Simulator 19, iar acesta este episodul cu numărul 160 din seria noastră de roleplay pe Dumești. Jupânilor, după cum vedeți, suntem la primărie, iar acesta va fi un episod foarte special, pentru că, datorită vouă și oamenilor din sat, am câștigat în sfârșit, jupânilor, alegerile la primărie. În sfârșit am ajuns și eu primar aici în Dumești, un lucru pe care mi l-am dorit foarte mult. Și sper să-l duc până la capăt cu brio. După cum vedeți, s-au adunat foarte, foarte mulți oameni din sat și dintre aceștia sunt și viitori consilieri. Și după cum vedeți, avem și jandarmerie, avem și 3 mașini de poliție, aceasta pe care o avem noi în sat, după cum vedeți, și au mai venit încă 2 mașini de poliție din altă zonă. A venit și brigada bodyguards, pentru că sunt foarte mulți oameni, după cum vedeți, și să nu se ia la ceartă sau, în cel mai rău caz, să se producă vreun scandal. Și după cum vedeți, avem și un cadou, să zicem așa, dar nu e chiar un cadou, pentru că e mașina de la Consiliul Județean, dată pentru noul primar. Bine, o să se folosească și ceilalți de la primărie și ceilalți muncitori, dar în special o să o ținem noi, pentru că, na, fiind primar, o să am mai multă treabă de făcut. Și da, poate vă întrebați la ce partid am candidat. Ei bine, deocamdată suntem la un partid independent, pentru că nu am vrut să mă complic cu alte partide, PNL, PSD sau alte partide. Am zis deocamdată să fim un partid independenți, iar și consilierii vor fi cei de partea mea la partidul nostru aici, vor fi tot așa la partid independent. Așa că, jupânilor, asta este o zi măreață, să zic așa, pentru că ne-am îndeplinit și noi visul, adică să fiu și eu aici primar în Dumești. Și am foarte multe planuri pentru comuna noastră, să o înfrumusețăm, să o aducem la piață, să zic așa. Am foarte multe planuri și sper să le duc până la capăt în acest mandat. Și da, jupânilor, după cum vedeți, așa arată primăria. Bineînțeles, o să-i mai facem noi mici sau chiar și mari modificări pe aici prin curte. Poate o să o mai mărim cu timpul, o să vedem. Am foarte mari planuri pentru comuna noastră și, na, în special aici pentru primărie. Am foarte mari planuri și sper să le duc până la capăt. Așa că, jupânilor, haideți să luăm și noi Duster-ul, să luăm mașina de la Consiliul Județean și să mergem să ne plimbăm și noi pe aici prin sat, să vedem ce modificări o să mai facem. Și na, bineînțeles, vadă și lumea că primarul în sfârșit mai iese să vadă și comuna, pentru că fostul primar nu prea ieșea el decât când avea urgențe mari, cum ar fi la pod sau alte treburi. În rest, nu prea ieșea să vorbească cu lumea despre comună sau alte treburi. Așa că haideți că mă sui și eu un Duster să văd dacă va veni și poliția sau gărzile după mine. O să vorbesc cu ei și revin, bineînțeles. Am revenit, jupânilor. O să mergem imediat prin sat pe aici și să vedem care e treaba. Gărzile vor rămâne deocamdată aici, pentru că, vă dați seama, trebuie să păstreze liniștea pe aici, pe la primărie, pentru că sunt
foarte mulți oameni, s-au adunat foarte multă lume, așa că haideți să ne urcăm și noi în Duster-ul nostru, în noua noastră mașină de muncă, bine cât voi fi primar, și haideți să-i dăm drumul cu mașina pe aici prin sat, îi dăm așa o viteză mai mică, pentru că deocamdată noi nu ne grăbim nicăieri, așa că o să mergem mai lent. Să vedem și noi ce schimbări vom mai face pe aici, de fapt, să vedem cu ce vom îmbunătăți și cu ce vom aduce la viață satul Dumești, comuna Dumești, să zic așa. În primul rând m-am gândit să tai și eu din pomii care sunt uscați. După cum vedeți, ăștia din partea asta, din zona asta, nu sunt uscați, sunt numai buni de păstrat. Am vrut să zic în special cei care sunt uscați, o să-i tai și bineînțeles o să plantăm alții în loc. Tot așa, mai măricei, nu vreau să-i plantez chiar să fie puieți, mai așa, mai mari. Și bine că o să facem și alte schimbări, dar sunt foarte entuziasmat pentru că, na, vă dați seama, suntem în sfârșit și noi am ajuns undeva aici în Dumești, ca primar, ca fermier, prin sat pe aici și... Sper să ne placă lumea de aici din Dumești, pentru că am chiar planuri foarte mărețe și sper să am și sprijinul celor din sat și bineînțeles și sprijinul vostru, pentru că am foarte mare nevoie de el deocamdată și adică pe parcursul acestui canal de YouTube și să zic așa pe parcursul la tot ce voi face în viitor, am nevoie de sprijinul vostru, bineînțeles. După cum vedeți, aici cred că voi turna deocamdată încă vreo câteva mașini de piatră, deocamdată asfalt, să vedem dacă vom avea bani în bugetul primăriei, pentru că fostul primar, nu știu dacă mi-a lăsat vreun ban în fondul primăriei, așa că o să vedem cum o să ne descurcăm și noi cu bănuții. Hai că vine și jandarmeria. Aici vom mai curăța, bineînțeles, boscheții ăștia de pe stânga, de pe dreapta, pentru că, după cum vedeți, arată destul de urât, să zic așa. Arată ca o comună care a fost chiar neglijată și, într-adevăr, a fost destul de neglijată comuna și nu prea a avut mai nimeni grijă de ea. După cum știți, eu mă zbăteam și înainte pentru comună să arate cât mai bine. Acum primarul și-a făcut casă acolo și de acum cred că acolo își va petrece următorii ani. Pentru că la primărie nu știu dacă va mai veni el deocamdată. Și habar n-am dacă o să mai... Sper să ne mai înțelegem și în continuare, pentru că eu doar am candidat la primărie, asta este. Cine din cei trei candidați, unul a ieșit, adică eu, și sunt foarte fericit. Aici la gară, haideți să ne întoarcem puțin, o să fac mici schimbări aici, pentru că este o gară destul de veche, stați să ne dăm și jos, este o gară destul de veche și... zic să facem modificări pentru că e singura gară din Dumești și e destul de bătrână, na. Trebuie renovată puțin, pe aici mai trebuie turnat niște piatră și o să rezolvăm și problema asta. Haideți să ne suim înapoi, să ne continuăm și noi drumul. Vom mai pune, bineînțeles, niște stâlpi de iluminat pe aici prin Dumești. Vom mai pune și... vom mai turna, bineînțeles, și piatră, o să mai vedem ce vom mai face. O să vreau ca în mandatul ăsta, cât suntem noi primari pe aici prin Dumești, cât sunt primar, să fac cât mai multe locuri de muncă ca să atragem cât mai mulți oameni aici în Dumești, să atragem cât mai mulți oameni și să nu mai plece din comuna asta care e foarte frumoasă, mai ales dacă o să avem grijă de ea, o să fie destul foarte, foarte frumoasă. Aici, la magazinul acesta, la atelierul ăsta, nu o să mă bag deocamdată, pentru că e zonă privată și vă dați seama. Aici o să mai plantăm niște copăcei, o să mai tundem, bineînțeles, și
iarba de pe margine care încurcă mai mult drumul, să zic așa, o să mai turnăm niște piatră sau chiar și asfalt, mă gândesc să turn pe aici, dar o să vedem. V-am zis, nu depinde numai de mine, depinde și de banii bugetului care sunt acordați în primărie și nu depinde numai de mine. Bine, cu voia mea, cu voia consilierilor cu care o să mă sfătuiesc și a voastră, bineînțeles, în primul rând, și cu părerea voastră o le luăm în considerare și o să facem din Dumeștiu ăsta un sat bătrânesc, o să facem un sat plin de viață și un sat foarte frumos. Aici, după cum vedeți, poate voi turna și câteva mașini de piatră. Nu e zona chiar atât de circulată, dar vă dați seama că trebuie și pe aici, pentru că mai circulă câte un tractor, ba câte o căruță și vă dați seama, aici pădurea este foarte aproape și în special tractoarele și căruțele trec pe aici în mod mai zilnic, să zic așa. În rest, mașini așa, circulație nu este, decât cred că foarte rar, dacă mai vin eu sau alți fermieri pe aici. Da, brazii pe aici văd că sunt destui de mari, nu sunt uscați, adică sunt numai buni de lăsat, nu trebuie să-i tăiem, poate o să mai plantăm pe lângă ei alți copaci, cine știe, poate pe viitor. Și acum mergem în partea cealaltă a satului, pentru că, după cum v-am zis de multe ori, Dumeștiu, comuna Dumeștiu este împărțită în trei zone. Cea mai mare, bineînțeles, unde avem noi stâna, unde suntem noi, iar celelalte două părți sunt mai mici, dar sunt și acolo 100-200 de locuitori, unde mergem imediat noi, mai avem puțin și intrăm în cealaltă parte a Dumeștiului, zona periferică, să zic așa, dar doar și aici sunt foarte mulți oameni și trebuie făcută și zona pe aici. Aici primarul chiar a neglijat zona asta a satului și nu e chiar mulțumită lumea. După cum vedeți, aici sunt și pe aici case, vă dați seama. O să mai plantez copaci pe aici, chiar vreau să plantez niște copaci să prindă viață și prin zona asta pe aici. După cum vedeți, sunt și case bătrânești, sunt și case mai moderne, făcute de tineri, vă dați seama, care au mai avut pe aici pe acolo câțiva bănuți strânși. Avem aici o fântână unde vreau să fac, ia stați să oprim noi cumva aici și să las și eu dusterul ăsta pe avarii. Atât, după cum vedeți, aici este o fântână care văd că a crescut buriana pe lângă ea, unde vreau să fac așa, să zic, un centru al acestei zone, să fac un centru aici frumos și să arate cât mai frumos, mai plantăm niște copăcei, brăduți, o să vedem, noi am planul foarte mare de pus în practică aici în Dumești și sper că o să reușesc să le fac pe toate. Aici văd că sunt niște dâmburi. Sunt niște dâmburi care trebuiesc nivelate cumva. Aici vă dați seama de unde am cumpărat noi, vacile. Și aici tot la fel sunt niște grajduri de vaci. Aici o să lățesc poate și drumul, tot cu piatră, vă dați seama deocamdată. O să turnăm chiar și asfalt dacă o să avem bani în bugetul primăriei, o să vedem că la asta vă dați seama că nu prea am avut timp să mă uit, abia am candidat și eu acum de la primărie și vă dați seama că nu am avut timp să mă uit peste toate registrele alea primăriei. Aici, după cum vedeți, este un mic magazin. Este un mic magazin, două fântâni pe aici, tot așa un fel de sens giratoriu, să zic așa. Pe aici am intrat în cealaltă parte, după cum vedeți, a satului.
Și na, și pe aici trebuie, vă dați seama, zona făcută cât mai frumosă, frumusețată, mai punem niște stâlpi de lumină. Aici ia să ne întoarcem, să o luăm pe la dreapta, mai trebuie plantați niște copaci prin zona aialaltă. Aici, după cum vedeți, este tot așa un sens de întoarcere, să zic așa. E tot un sens de întoarcere. Și na, aici mai trebuie plantată niște iarbă, gazon frumos. Mă refer la gazon, nu la tot felul de iarbă sau altceva. Punem gazon să arate frumos, frumos. Aici ușor urcăm și noi. Urcăm și noi și trecem peste calea ferată. Trecem și peste calea ferată, unde ar trebui puse niște semne de circulație, să știe lumea că pe acolo este calea ferată. Haideți acum să-i dăm mai în față puțin, pentru că pe stânga avem o mică sondă, unde a fost odată o sondă chiar cu peste 30 de angajați. Și după cum vedeți, stați să tragem pe stânga, stați să tragem ușurel pe stânga aici și să ne uităm mult mai bine. După cum vedeți, sunt țăvi de gaz, bineînțeles, în pământ. Aici era, știu, când eram eu copil mai mic, era aici o sondă foarte mare, erau și niște clădiri, dar văd că le-au dărâmat, vă dați seama, s-a furat și de pe clădirile alea acoperișul, s-a dărâmat clădirea și na, acum este pârloagă tot. Și sper că într-o bună zi să aduc sonda asta înapoi la realitate, pentru că aici în Dumești este zonă bună de exploatat gaz, petrol și toate cele. Și sper că într-o zi să readuc sonda asta la viață. După cum vedeți, aici avem niște unde se înmagazina, să zic așa, sonda asta, gazul și petrolul care îl luau din pământ. Și da, aș vrea să fac și aici o sondă ca să facem și locuri pentru de muncă pentru angajați, vă dați seama, pentru oameni, să aibă și ei ce munci într-un loc mai aproape, nu să se ducă altundeva sau, vă dați seama, cel mai rău caz în străinătate. Pentru că vrem și noi ca să facem Dumneștiul ăsta să prindă viață, puțin culoare, puțin contur. Pentru că, na, dacă tot am ajuns în primărie, sper să nu dăm de patima banului și să cădem sub influența ei. Dar asta, vă dați seama, nu o să se întâmple, pentru că suntem oameni cu capul pe umeri și nu o să avem dificultăți cu așa ceva. Da, pe aici sunt plantați, după cum vedeți, pe lângă râul Dumești, niște brăduți. O să mai plantăm, bineînțeles, pentru că din ce în ce mai mulți copaci plantați, este și mai bine. Pe aici cred că o să refac podul, pentru că este foarte riscant pe podul ăsta. Chiar dacă este lat el așa, după cum vedeți, nu are parapeți, nu are niciun semn de circulație și e foarte riscant. Aici pe stânga, după cum vedeți, este tot o crescătorie de văcuțe parcă. Și da, acum haideți să o luăm la stânga, zic eu. Să o luăm la stânga și să ne băgăm pe asfaltul nostru. Aici la benzinărie, zic că poate o să ajutăm și patronul de aici, care se descurcă el destul de greu cu benzinăria asta. Se descurcă destul de greu și poate o să-l ajutăm și noi pe el să își facă pe aici benzinăria. Și bineînțeles, dacă o să-l ajutăm foarte mult, o să ia primăria și o parte din benzinărie ca să poate să o dezvolte, vă dați seama, pentru ca să nu rămână în paragină. Acum, na, pe aici mergem și noi puțin pe uliță să ne uităm și prin zona asta de uliță pe aici, să vedem care e treaba, dacă mai trebuie iarba cosită, dacă mai trebuie pus și pe aici piatră, ceva, că vă dați seama, nu prin toate locurile poți să torni asfalt, pentru că e foarte greu să torni asfalt chiar peste tot.
prin toate cotiturile și a doi la mână pentru că na, depinde și câți bani ai. Că dacă nu ai chiar atât de mulți bani, ar merge să torni și ciment, vă dați seama, în loc de asfalt, chiar este o soluție destul de bună. Decât să lași pământ sau na, altceva. Haideți acum să mergem tot înainte, pentru că aș vrea să vizitez tot satul în mare parte, să vedem care sunt problemele care trebuie rezolvate cât de curând, care sunt dificultățile pe care le întâmpină oamenii pe aici prin Dumești și să le rezolvăm, bineînțeles că doar de aia suntem la conducere pe aici prin Dumești deocamdată, o să fim și noi în sfârșit primar și sper ca totul să meargă foarte bine ca pe roate. Haideți să ne întoarcem aici, că deja am dat în zonă de câmp. Ne întoarcem aici pe terenul ăsta, sper să nu se supere proprietarul. Și să o luăm pe aici, pe la vale, pe unde nu prea am fost eu. Pe unde chiar nu prea am fost eu. Aici văd că este o zonă de grajde, în fine. Haideți să o luăm pe aici, pe la stânga și să vedem prin cotiturile astea care e treaba. Pe aici văd că trebuie și pe aici pus niște piatră. Pe aici am ieșit și noi pe la moară. Am ieșit și noi pe aici pe la moară. Haideți să o luăm prin dreapta și să îi dăm tot în față. Îi dăm tot în față și să vedem. O să vreau să fac niște fântâni. O să vreau să fac chiar niște fântâni pe aici prin Dumești. Pentru că chiar vă dați seama de pe deal acolo de unde am luat apă, de lângă Via Lunea, de lângă Via Lunea ăsta, cum îi spune, că am și uitat de unde am luat noi poamă. Acolo sunt bazinele alea, după cum știți, și na, este destul de departe și apa ajunge cam destul de greu. Și m-am gândit să fac câteva fântâni pe aici prin Dumești, bineînțeles, nu una lângă alta, să fie așa, cât mai la o distanță, zicem, de câteva sute de metri, ca să nu ducă omul lipsă de apă sau altceva, de apă potabilă mă refer, pentru că apă potabilă ne trebuie deocamdată. Aici pe uliță este biserica, haide să urcăm și pe aici, ușor, urcăm și pe aici. Să vedem care-i treaba și ce-i de rezolvat și prin zona asta. Aici trebuie cosită iarba, văd că fostul primar nu a făcut absolut nimic pe aici. Și biserica poate o să o renovăm, dar în principiu curtea bisericii aș vrea să o renovez. Da, pe aici trebuie cosită puțin iarba prin părți. Și să punem niște copăcei, mai plantăm și noi niște copăcei, mai punem niște brăduți. Și pe aici în spatele primăriei, că am ajuns și pe aici prin spatele primăriei, o să punem niște instalații, că acum vin și sărbătorile de Crăciun. Și vă dați seama, o să facem și Dumneștiul ăsta să arate cât mai bine și de sărbători, măcar de sărbători să arate cât mai bine, dacă în restul anului nu a arătat atât de bine, să zic așa. Ales că am coborât și pe aici pe la noi, pe la stână, aproape de stână. Haideți să coborâm pe la vale și să mergem tot în dreapta, cred. Zic să mergem în dreapta. Aici, după cum vedeți, e un fel de centru satului, să zic, că mai încolo este puțin primăria și prin zona asta este și centrul satului. Și da, să mergem pe aici pe la dreapta, că nu am fost. Haideți să mergem pe aici pe la dreapta. Ia să vedem. A luat-o și jandarmeria. Hai că fără probleme. Și să-i dăm în față pe aici, să vedem ce întâmpină, ce probleme întâmpină cei de aici din Dumești, pentru că vreau să ajut toți oamenii din comună pe aici,
chiar vreau să-i ajut, să nu vadă că degeaba m-au votat și vreau să le demonstrez că sunt un primar, poate nu cel mai bun, dar poate mai bun ca, mai bun ca fostul primar. Așa că haideți să vizităm și locul ăsta pe aici. Vizităm și locul ăsta pe aici. Pe aici mai trebuie să fie, să fie plantați niște copaci, că prin zona asta chiar nu sunt. Sunt mai multe așa, mai multe, să zicem, niște copaci uscați, care nici ăștia nu prea mai au mult de trăit. Pe stânga și pe dreapta, dacă plantăm niște copaci, chiar ar fi foarte, chiar ar fi foarte bine. Zic eu că ar fi extraordinar dacă am plantat niște copaci. În primul rând asta, vreau să plantez copaci prin sat și după aia o să ne apucăm pe parcurs, pe parcurs și de, și de alte treburi, vă dați seama, pentru că nu, trebuie să le facem pe toate ca la carte. Și da, haideți să ne întoarcem tocmai acolo în deal, să ne întoarcem tocmai acolo în deal. Aici mai trebuie tunsă iarba pe părți, vă dați seama, ulița asta e vai de capul ei, nici nu prea ai cum să mergi pe acolo, trebuie să ai un, un 4x4 ca să mergi pe acolo, că nici, nici piatră nu-i pusă, e mai mult un pământ bătătorit, așa cu nisip, care și ăla e pus în, în scârbă, după cum ați văzut și voi. Dar na, cu timpul poate o să le rezolvăm pe toate. Acum să mergem, să mergem pe ulița aia din capătul satului, că pe acolo mi-am amintit că nu am mers. O să mergem imediat, că motorină avem destulă la Duster, nu ne facem deocamdată griji. Și da, chiar sunt foarte curios să văd, chiar sunt foarte curios să văd câți bani avem în bugetul primăriei, pentru că dacă avem bani foarte mulți, dacă ne-a lăsat fostul primar bani în bugetul primăriei foarte mulți, că de cheltuit a știut, ați văzut și voi că nu, nu a cheltuit primarul pe multe chestii. Acum la finalul de, la final de mandat și el a făcut podul și în rest mai nimic, ca să cheltuiască și el banii și să vadă că a făcut lumea, să vadă și lumea că a făcut și el ceva în mandatul ăsta, că nu a stat degeaba. Dar în mare parte a cam stat degeaba primarul ăsta din sat. Așa că cred că de aia nici nu l-a votat lumea. Și na, sau cine știe de ce nu l-a votat. Probabil că nu și-a făcut datoria, nu prea vorbea cu lumea prin sat. Ca primar trebuie să mai ieși, să vorbești cu lumea, să vezi ce probleme mai au, ce probleme mai trebuie să rezolvi, ca să fie, să, ca și ei să fie la rândul lor fericiți și da, bucuroși că au și ei un primar de nădejde. Acum, da, v-am zis, o să mergem acolo pe ulița aia din capătul, din capătul satului, pentru că acolo chiar, chiar nu am fost de ceva timp. Și să vedem ce s-a mai schimbat, dar vă dați seama, nu mare lucru. De când am cumpărat tractorul, nu prea am mai mers pe acolo, dar nu țin minte să fi fost. Poate am mers parcă cu John Deere-ul ăla, clasul de la, de la complex, când am, când am arat, parcă de atunci n-am mai mers. Sau nu mai știu. Stați, că am omis o uliță. Stați, că am omis o uliță aici. Oare să mă întorc? Cred că am să las Duster-ul aici, să nu mă mai chinui să întorc atâta, ci să chinui și jandarmeria după mine. Așa că o să merg pe jos să văd ce-i pe aici. Mamă, dar aici zici că mergi prin junglă. După cum vedeți, boschez pe dreapta, boschez pe stânga, pământ, nici piatră nu-i măcar, vă dați seama, nici piatră n-a pus primarul. Aici săraci oameni stau, vă dați seama, când plouă foarte tare ce nămol se adună. Păcat, păcat că sunt și pe aici vreo câteva case, sunt și câțiva oameni pe aici. Lasă că o să, o să pun și pe aici, o să facem frumos și pe aici prin, prin ulița asta. Și pe aici, pe aici deja am dat de câmp. Da, deci pe aici, și pe aici e o problemă, e o problemă destul de mare, pe care nu a rezolvat-o fostul primar. Așa că ne-a lăsat-o în mâinile noastre ca să o rezolvăm. Nu-i problemă,
O să rezolvăm noi și pe asta. Haideți să ne urcăm înapoi și să-i dăm blană la următoarea uliță. Chiar pe ulița asta o am și uitasem. Și eu uitasem, dacă stau și mă gândesc așa, pentru că na, doar acum prin fugă am și observat-o și am zis să tragem o fugă și pe aici. Am găsit niște probleme și pe acolo. Na, problemele însemnând că nu este piatră chiar deloc și nici stâlp de iluminat am văzut. Vă dați seama, într-o noapte furtunoasă, un om, dacă vrea să se ducă acasă, e foarte greu. Văd că pe aici ulița arată relativ bine. Bineînțeles, o să mai vedem noi cu ce o să mai îmbunătățim. Au piatră cei de aici, au copăcei plantați, stâlp de iluminat văd unul aici, stâlp de iluminat cam puțin, dar o să mai punem. Aici copacul ăsta trebuie tăiat că s-a uscat de tot. Aici groapa de gunoi, o să vedem ce o să facem cu ea, pentru că nu-i bine să stea aici o grămăzie de gunoaie. Așa că o să vedem ce vom face cu gloapa asta de gunoi. Așa că în mare parte am fost prin comună, am fost prin toată comuna, am văzut care sunt treburile și ce avem de aranjat la ea. Haideți să mergem și la deal. Haideți să mergem și la deal, aici la stâlpul ăsta de orange parcă. Da, la stâlpul ăsta de antenă orange. Și na, cam aici este ultima uliță. Haideți să mergem înapoi la primărie să vedem dacă au mai rămas oameni pe acolo sau au plecat toți. Sper că nu au plecat, pentru că na, o să mai stau și eu de vorbă cu ei, să-i mai întreb care sunt problemele și pe aici prin comună și să le rezolvăm. Pentru că doar de asta am intrat în funcție, să rezolvăm toate problemele comunei, vă dați seama. Ia să-i dăm puțin blană, nu-i dăm tare, că după aia avem jandarmeria în spate și puțin respect să avem și noi de cei de aici, pentru că na, nu pot să-i dau chiar tare. Chiar dacă, na, acum suntem primari și nu, cred că nu mi-ar spune nimic, dar în semn de respect. Așa că na, acum să mergem și noi la primărie, să vedem dacă bodyguardii au mai rămas pe acolo, dacă gărzile alea au mai rămas. Am văzut că erau înarmați băieții, n-aveau nicio treabă, erau bine înarmați și nu cred că o să se producă vreo ceartă deocamdată pe acolo, că am văzut și cetățenii că na, trebuie să te comporți civilizat când vii la alegeri normal. La campaniile electorale vă dați seama că s-au mai produs certuri, dar acum văd că nu s-au mai produs, când au venit și gărzile de corp și jandarmeria și poliția, a venit și o mulțime de poliție, a venit și prefectul, au venit foarte mulți oameni și de la Consiliul Județean m-au felicitat. Adică vă dați seama, pentru prima dată când am candidat și eu la primărie, eu zic că, adică nu, deocamdată nu prea știu atât de multe lucruri pe aici la primărie, decât ca consilier când am fost. În rest, cam atât am învățat cât am fost consilier, că treburile mergeau doar după voia primarului de cele mai multe ori. Haideți să parchez și eu frumos aici Duster-ul, jandarmeria văd că au oprit aici și da, văd că oamenii nu au plecat, nici gărzile de corp și da, sper că o să putem să ducem mandatul ăsta la capăt cu succes și da, vă dați seama, vă mulțumesc pentru susținerea pentru că m-ați votat ca să ies și eu aici la primărie, pentru că dacă nu vă votați, nu m-ați fi votat voi, nu ieșeam, vă dați seama, primar. Așa, numai cu voia voastră am ieșit și eu primar aici la Dumești.
și o să avem planuri mărețe cu episoade foarte interesante și foarte frumoase de acum încolo, vă dați seama. Jupânilor, eu vă mulțumesc pentru atenția acordată la acest episod. Pentru data viitoare vă urez numai bine. Apăsați și voi acolo butonașul ăla de like, să strângem cât mai multe like-uri la acest episod. Apăsați și butonul de share, să vadă cât mai multă lume acest episod. Trimiteți și voi videoclipul la altor persoane care știu că le place Farming Simulator 19 și în special roleplay-ul. Și butonul de subscribe, să ne strângem cât mai mulți jupâni pe acest canal. Eu am fost Cocomin, jupânilor, și noi ne vom revedea, bineînțeles, data viitoare.